Folosirea energiei solare s-ar putea dovedi în viitor cea mai bună cale de a susține creșterea economică fără a afecta mediul înconjurător. Doar 5 minute de radiație solară venită în contact cu suprafața terestră corespund actualului consum mondial anual de energie. Pentru latitudinea geografică din zona României, radiația globală în condiții normale este în medie de 1000 de W pe metru pătrat, ceea ce corespunde conținutului energetic a 100 de litri de păcură. Sistemul solar este o instalație de preparare a apei calde prin transformarea energiei solare în energie termică. Acesta este alcătuit din instalația de încălzire a apei, boiler și unul sau mai multe panouri solare care reprezintă sursa de energie. Așadar, este foarte important să protejați mediul înconjurător.